Joi, 11 februarie, sala de festivități a primăriei municipiului Câmpulung, neobișnuit de animată, a găzduit lansarea cărții Spectru, a tânărului poet câmpulungean Cristian Emanuel Ștefănescu. Absolvent al liceului teoretic Dan Barbilian, actual student la Facultatea de Științe Politice și Administrative, deținător a numeroase premii literare, naționale și internaționale, tânărul poet se află la cea de-a doua carte de poezie, făcându-și debutul în revista literară Carte de la Curtea Veche. Mulțumesc din nou lui Dumnezeu, în primul rând, că Dumnezeu e Cel care întotdeauna ne unește și ne ajută să organizăm asemenea frumoase activități. În al doilea rând, îi mulțumesc lui Cristian și îl felicit. Îl cunosc și de la celelalte poezii și de la cealaltă carte. Îi felicit pe cei care l-au ajutat, că nu meritul meu este meritul lui, este talentul lui. Și nu doresc decât să citesc o poezie. Pentru că orice poet merită citit. Poeții care în zilele noastre nu mai sunt ascultați, au totuși meritul lor, acela de a simți frumos și de a exprima frumosul și de a convinge și pe ceilalți că este bine să iubești poezia. Mulțumesc! Și eu sunt un creion. Vârful încă-mi scrie, sunt ascuțit. Însă mă tocesc în genunea nopții. Luna e uzată de prea mult de ochii mei. Văd dincolo de dimensiunea limitărilor. Și totuși sunt o ființă sculptată, înlănțuind în lemnul vieții de ustensilă, ce culoarea mea aduce vieții. Se șterge și veșnică nu e o gumă moartea. Și eu sunt un creion. Felicitări! Un creion care are toată viața înainte să se desăvârșească și să umple pagini întregi de poezie. Felicitări! La această întâlnire cu poezia au fost prezenți scriitori, artiști, dar și conducători de instituții de cultură, care au dorit să facă cunoștință cu poezia lui Cristian Emanuel Ștefănescu. Ce pot să vă spun? Că el, sigur, este toiagul moștenirii celor doi părinți frumoși care l-au născut și cu binecuvântarea Dumnezeu să zidește. Sunt încredințat că vorba bună, iată în lipsă de modestie, vorba bună care am pus-o în Biblioteca Centrală Universitară ca să te ajute să obții cărți în vederea împlinirii și a zidirii, este de bun augur, se vede lucrul acesta. Am răsfoit această carte, aceste poezii ale tale și m-a impresionat și m-am oprit la pagina 50. Pagina 50. Pagina 50, imediat. Manifestările lui Dumnezeu, în paranteză, cârja, aș zice eu toiagul. Toiagul. Mă declar semicerc, că știu că îmi lipsește o jumătate de conștiință. Am rătăcit atâtea priviri în gol, căutând podeaua pe care să mă sprijin în cârje. Dar sprijinul fugea de mine, iar cârja se unduia. Acum căzut în genunchi, vreau să fiu complet, să devin cerc, de aceea rog cârja să mă ridice cât un punct de sprijin. Într-adevăr, să știți că aici este vorba și de smerenie. Smerenia care înseamnă să lași pe celălalt să-ți descopere calitățile care le ai. Sau mai bine zis, dacă ești de 9, să nu te dai nici de 10, dar nici de 8. Și într-adevăr, atunci când îngenunchem, Dumnezeu le vede și
Trebuie neapărat să știm să ne purtăm cu discreție demnitatea zidită de el. Discuția despre artă, despre poezie, a fost presărată cu momente artistice interpretate la pian și la vioară de câțiva copii ai școlii de muzică din Câmpul Lung. Cartea lansată s-a bucurat și de prezența între coperțile sale a unor fotografii realizate cu măiestrie de o tânără de doar 14 ani. Este vorba despre Maria Coșa, nimeni alta decât fata arhitecților Coșa. Este prima ieșire în public a tinerei artiste și sperăm, ca în acest an, să participăm la o expoziție personală de fotografie a acesteia. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor că ați venit astăzi. Să-l felicit și să-i mulțumesc lui Cristian pentru încrederea acordată și să-i mai mulțumesc mamei mele pentru suport. Mă numesc Maria Coșa, am 14 ani și 9 luni, sunt elevă în clasa 8-a la școala Nămâșcel și pot spune că mie mi-a plăcut fotografia de când eram mică. Cred că tuturor mi s-a părut ceva extraordinar. Faptul că putem îngheța idei, sentimente, gânduri și le putem retrăi mai târziu. Să fac ilustrațiile pentru Spectru a fost o chestie foarte, foarte plăcută, dar și o provocare. Am găsit această sarcină la început puțin dificilă, deoarece am încercat să intru în capul lui Cristian, să mă gândesc oare la ce s-a gândit când a scris această poezie și să încerc să transpun ideile, sentimentele pe care le emanau versurile prin fotografie. Evenimentul a fost unul pe cât se poate de animat. Toți cei care au luat cuvântul au punctat minusurile și plusurile tânărului poet. Poezia a fost cea care a delectat asistența, aceasta a fost interpretată de autor. Somn. Văd somnul poartă, cu gratii de gene nepăzită. În spatele ploapelor mele e mai multă lumină decât în ochii mei larg deschiși. Siaje gândul atunci când dorm, însă somnul e refugiu, e mai multă lumină în ochii mei, larg deschiși, decât într-o lume ce nu doarme, căci nu cunoaște somnul. Așa cum afirma un profesor universitar din Boston, Statele Unite ale Americii, despre cartea lansată de Cristian Emanuel Ștefănescu, că a pășit cu dreptul în lumea literară de astăzi și noi așteptăm ca viitoarele cărți să consacre un adevărat poet.